Servus toată lumea, eu sunt Snick și astăzi aș vrea să discutăm ceva mai interesant. Aș vrea să încep prin a spune că dacă acest videoclip, nu știu, nu este dedicat celor care au venit aici, care, de fapt, care vor să asculte doar un minut din clip, să dea 5 minute mai departe și după să scrie comentariu, bă, Snick, ești prost, dă-te în morții, mătii. Nu, bă, frate, nu, 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 nu. Vreau să-mi exprim un pic părerea despre YouTube-ul în zi de azi și YouTube-ul acum 2-3 ani, dacă pot spune așa, ai 2-3 ani, 4 maxim, să vedem ce diferență este și vreau să zic că toate aproporile pe care le fac nu vreau să interpretați greșit, eu îmi spun doar părerea, o să vorbesc în acest video ca și cum aș vorbi cu cel mai bun prieten al meu, pur și simplu, bă, frate, spun tot adevărul, spun toată părerea mea, este doar părerea mea, dacă vreți să ascultați e bine, dacă nu, nu e. De fapt, dacă nu e tot bine, că pe mine nu mă prea interesează de ce spun alții, o să cuprindem și asta în subiect. Da, bă, dacă sunteți gata să ascultați, puteți să puneți videoclipul în bară și voi să vă jucați. Eu pur și simplu o să las panorama asta de pe Play, la secțiunea Sky PvP și o să vorbesc. În primul rând, fraților, vreau să vă spun că YouTube-ul nu mai este ceea ce a fost. Acum când mulți zic că fac YouTube din plăcere, bă, nu mai e YouTube din plăcere, credeți-mă. Nu, să zicem că dintr-o porțiune de 100% mai sunt cam vreo, nu știu dacă pot să spun 40 care zic, hai să fac, că eu fac YouTube din plăcere, bă, eu fac orice, numai din plăcere fac YouTube. Nu, frate. Pentru mine, să fiu sincer acum, pot să spun că YouTube-ul nu a fost o plăcere. Nu s-a terminat atât, dar încă este o plăcere. Nu mai era, nu mai cum era odată. Sunt în floarea canalului, ok? Canalul meu înflorește acum. Cum o înflori, el înflorește, da. Acum nu mai e plăcerea aia pe care o aveam, pentru că știți cum s-a dus plăcerea asta? Văzându-i pe toți, eu am canalul ăsta de aproape 2 ani. Aproape 2 ani am canalul ăsta, cu pauze mai mici, mai mari. De 2 ani să zicem că am canalul ăsta, în vară o să fac 2 ani. Chit că m-am lăsat jumătate de an, chit că așa, 2 ani, da. În ăștia 2 ani am văzut multe chestii, multe. Nu știu, mi-a pierit așa, mi-a lăsat un gust amar când vedeam persoane cu 100 de subs și, bă, frate, următoarea zi, următoarea săptămână avea 1000 subs și zicea, oh my god, am făcut 1000 subs, giveaway pentru 1000 subs, vă mulțumesc, sunteți cei mai tari, sau chestii de genul că, așa, repede, frate, toată lumea, 1000, am făcut 1000 subs, giveaway, hai să facem 1000 subs, la 1000 subs dau asta. Bă, deja, mi-e silă, frate, mi-e silă când aud că cu 1000 subs, că, bă, toată lumea are 1000, toată lumea are 1000 subs acum, adică, bă, frate, dacă tu începi un canal de YouTube și n-ai absolut nicio treabă, bă, frate, crede-mă că o să ajungi la 1000 subs. Înainte, dacă ajungeai la 1000 subs, bă, frate, nu știu, acum, mi-aduc aminte că eu când făceam YouTube, hai zicem, am avut mai multe canale, bă, frate, și am dat odată, era să fac 100 subs. Era să fac, bă, știți cum mă simțeam, mă, când vedeam că aveam 80 de vizionări la și aveam 90 de subscriberi. Bă, eram atât de fericit. Nici nu-ți poți imagina. Și acum vine unul, 100 de abonați. Nu știu, ăla mi-a dat schemă, ăla îi fac lui ăla îmi face promovare și gata, am 1000 subs. Mă las. Am făcut, oh my god. Am făcut 1000 subs. Oh my god, sunt cei mai tari, vă mulțumesc. Următorul videoclip, mă las. Bă, nu am susținere, nu am nimic. Trebuie să recunosc și eu am făcut asta, dar eu n-am făcut din motivele astea, erau din alte motive. Nu că n-aveam susținere, că susținere am avut. O fost și din școala școlii, am mai avut o problemă și au fost, cred că, vreo două dăți. De acum vine unul, face 1000 subs, la 1300 zice, face 1000, zice gata, mă las, mai vin încă 300 și gata. Punem așa, da, share, nu știu cum, nu știu ce. Bă, mi-e silă, frate, sincer, mi-e silă. A mai fost un caz în care zicea că am făcut, da, eu am făcut 8000 de subs în 2 ani, să zicem 2 ani. Bă, sunt mai mândru ca oricine. Știi de ce? Când îi aud pe ăștia că am făcut 1000 subs într-o săptămână, am făcut 1000 subs în 2 zile, am făcut 5000 nu știu cum, în jumătate de an am avut 6000 subs, să zicem că zice unul. Eu în jumătate de an am 6000 subs, tu zici ce ai, în 2 ani ai 1000, 8000. Bă, frate, și eu când mă gândesc, bă, frate, cum am crescut eu, frate, mi-aduc aminte că făceam live-uri doar eu și cu, deci eram doar eu și cu un prieten, cu Potolea, eram doar eu.
Am dat un mesaj pe Skype, aveam 10 persoane pe Skype și au mai venit alți doi prieteni ai mei cei mai buni și făceam live în 4. Ei scriau comentarii, eu mă jucam și le citeam comentariile lor. Și mi-a făcut cea mai mare bucurie când și-o schimba numele și eu credeam că sunt două persoane diferite. Așa am început eu, frate. Stând eu cu Potolean și cu doi prieteni care nu știam că sunt și-au făcut conturi false ca să zic, oh my god, am două persoane pe live. Așa am început eu, frate. Trebuie să recunosc, mi-am luat și eu o promovare de la Pain. Bă, pot să vă zic că promovările nu-ți prea aduc nimic decât că vezi acolo un număr mai mare de subs, dar degeaba. Nu a ajutat foarte mult, deci pot spune că am crescut singur. N-am crescut că bă, îți fac de la tu, îmi faci o promovare, îmi dai un share pe Facebook, nu știu cum. Nu, frate, eu cel mai mult, de când am apucat de YouTube, deci ceea ce m-a făcut pe mine cel mai tare să mă apuc, a fost când vedeam că era cu Titanii, frate. Mai țineți minte, The Sky Titans, Titanii, cum era odată, frate. Când vedeam, frate, vedeam persoane de treabă, atunci era altfel, frate, erau persoane de treabă, se înțelegeau într-un SMP. Acum, nu, am zis, nu bat niciun apropo, nu mai e cum a fost, mă înțelegeți? Și într-un SMP, deja, nu știu, mi s-a lăsat așa, cu durere pe suflet, că aia m-a făcut, când vedeam că se înțelegeau, că râd, că făceau chestii împreună, lumea se uita, era o treabă atunci. Acum, Minecraft Survival Games, dați like, nu uitați, monoton totul, frate, e monoton totul. De asta m-am și plictisit. Nu, eu o să continui, frate, să fac asta doar ca să... Eu când postez mă simt așa, zic așa, bă, frate, eu postez pentru că vreau, atâta fac. Eu postez pentru că vreau și îmi place, cel mai mult îmi place când zic că postez. Că postez pentru că am o viață socială și o viață pe YouTube. Și asta îmi place cel mai tare. Când văd, bă, uite, mă duc afară, nu știu cum, bă, uite și postez. Și se mai uită și lumea. Bă, frate, e cel mai tare, frate. Adică nu mulți au șansa asta, da? Nu mulți au ajuns până unde am ajuns eu. Trebuie să recunosc că am avut momente frumoase pe canal, foarte frumoase, dar v-am zis, nu mai e cum era odată. Acum, sunt de ăștia, frate, care la 1000 sa, bă, nu că nu, dar nu-i cunosc, frate, adică toată lumea are. Așa, bă, frate, acum 2 ani, bă, cred că cunoșteam pe toată lumea, bă, pe toată lumea, mă, care avea peste 1000, cred că îi cunoșteam pe toți, frate, nu știu de unde, dar îi cunoșteam pe toți. Opa. Acum, toată lumea 1000 subs, giveaway, la 2000 subs nu știu cum, cumpăr promovare, dau 10 euro, dau 15, 25 de euro, gata, îmi fac canal, fac vizuri, mă las. Cam așa se treaba asta. Nu mai e cum era odată, acum lumea nu se mai uită la conținut, nu se mai uită la comentariu. Uite să vadă doar dacă ai webul ăla bun, să se vadă în 1080, să uită doar dacă ai microfon audio-tehnica. Nu mai contează, frate, în loc să stai să urmărești clipul, să vezi omul ce spune, că poate... Eu mi-ncep videoclipurile așa, dar pe parcurs mai povestesc și unele chestii. Pe ale mele, sunt unii care chiar mă apreciază și apreciez și eu pe ei foarte mult, respect. În schimb, nu, frate, are audio-tehnica, uite, bă, ce șmecher este ăsta la 1000 subs are de atât. Bă, frate, bă, nu, frate, acum pur și simplu, dacă ai bani, ții o promovare, ții microfon și începi tot în forță. Și, nu știu, hai să zic, valorile alea mai mici pentru că mai sunt oameni, trebuie să recunosc, care sunt mici pe YouTube, dar au potențial mai mare decât alții care sunt mari pe YouTube. De comercializare pe YouTube nu vreau să vorbesc pentru că nu are niciun sens. Dacă ajungi să câștigi bani din YouTube, e foarte bine pentru că, bă, frate, dacă se uită lumea, bravo, frate, primești și tu ceva, e un fel, cât o fi acolo, bă, tot primești, ca să nu zici că faci chiar degeaba, pentru că atunci nu mai era nicio plăcere. Adică când auzi, cred că, bă, și tu, care mă asculti acum, te-ai apucat de YouTube și ai face vizuri, nu-mi zic că n-ai accepta banii aia, cât o fi, nu-mi zic că nu i-ai accepta dacă, după o lună, în fiecare lună, nu-mi spune asta, serios. Am zis, să-ți vorbesc foarte sincer, n-am niciun fel de regret pentru ce spun aici. Haterii să dea dislike, oricum pe mine dislike-urile mă fac să zâmbesc. Sincer, când vă... Ia uite, frate. S-a dus ăsta și o chema patrulla să-mi facă dislike. Bravo, frate, uite așa, frate. Tot mai bine. Să ținem așa în continuare. V-am zis, nu mai e cum era odată. Și chiar îmi pare rău. Cred că am acoperit în măsură în ce am vrut să spun eu. Mai vreau să mă leg de un subiect tot cu YouTube ăsta. Bă, nu mai e... Nu mai vezi, nici nu știu cum să le spun, mă. Nu mai vezi cum vedeai odată, frate, când vedeai lumea mai altfel că postează. Acum, toată lumea postează monoton. Nu zic eu nu fac același lucru.
Nu zic că nu. Eu am încercat să mai-mi disting canalul prin vlogurile, prin daily vloguri de astea. Vloguri random. Bă, frate, e o chestie și asta, pentru că nu toată lumea și-a telefonul să se filmeze pe stradă, ok? Da, uite, m-am diferențiat un pic. În schimb, acum, Minecraft Survival Games episodul 2. Match bun. Minecraft episodul Survival Games episodul 3. Match și mai bun. Episodul 4, match chiar foarte bun decât celelalte. Da, frate. Și după aia te întreb de ce n-ai vizuri. Bă, frate, am zis, lumea nu mai stă să asculte comentariu, lumea dă click pe video, sau nu dă click pe video, uite, iar o poți să Survival Games, hai, dăm scroll mai jos. E doar un exemplu ăsta. Dă click, salutare tuturor, bine frate, m-am plictisit, abonamentele mele, newsfeed și chestii de astea. Nu mai ascultă să vadă ce e în episodul ăla sau... Nu, nu mai e așa, nu mai e așa. Și chiar nu știu, îmi las așa un gust amar, oricum eu o să continui și o să-mi fac treaba, o să fiu fericit și aș vrea să... Eu v-am zis, am încercat să mă apuc de YouTube, am vrut să mă apuc de YouTube, ca să... voiam să cunosc și am ajuns să-i cunosc pe toți cei care, frate, îmi erau, nu știu, să zicem, cu ghilimele, niște zei, frate, când mă uitam la ei, mă uitam cu atâta plăcere și atâta desăvârșit, mă uitam, frate, atât de bă ce aș vrea, mă, și eu, frate, să mă joc cu ăsta. Bă, frate, încă mi-aduc aminte, mă uitam cel mai mult la Syndicate, la, mă rog, la Titanic, cu ăștia. Cel mai mult mă uitam, bă, la Vovo și la Edi. Bă, frate, bă, ăștia doi erau criminali, frate, împreună, erau super fucking awesome. Și bă frate, ziceam, bă frate, bă ce n-aș da frate să fiu și eu din squadul ăla, nu știu cum. Și acum, după mult așa, după YouTube, după treburile astea, am ajuns să vorbesc cu ăștia, am început să mă joc, m-am jucat, am vorbit cu foarte mulți YouTuberi, de care nu credeam că o să vorbesc vreodată. E super, mai ales când îi cunoști e și mai bine, decât zicea, ăla frate, Nicola, cine morțile? A, el la frate care da, mă, dă în gâtul măsii. Și după, dacă am fi într-o confă, bă, frate, aș vrea să mai vorbim, nu știu cum, da. E un pic deranjant și un pic, nu știu cum să spun, e, te las un gust amar, totuși. Eu o să continui să fac YouTube, nu ca să, nu pentru vizuri, nu pentru aia, pentru că eu zic așa, bă, frate, eu în episod încerc să am un comentariu cât mai bun. Pe mine cel mai mult în episod mă interesează comentariu, pentru că dacă dau click și văd pe videoclip, stau și ascult 20-30 secunde, bă, și spune la început, ce pe așa, bă, astăzi o să vorbim un pic despre poluare. Bă, frate, și stau așa și l-ascult, bă, poluare, nu. Bă, mă atrage, frate, și mă face să mă uit, uite, bă, bravo, frate, te ai un like, frate, chiar mi-a plăcut asta, chiar m-am atras, mă, nu știu cum, acum nu. Audio-Technica, 1080p webcam, calculator cu 970 cu i7, etc. Nu, v-am zis, numai cum a fost odată, și vreau să... De fapt, nu mai vreau nimic, vreau pur și simplu să continui cu treaba mea, eu o să continui să fac tot ce, o să, cum cred eu. Dacă vreți, vă uitați, dacă nu, nu, e o treabă diferită, adică nu mai sunt aia, uitați-vă, uitați-vă, nu frate. Dacă am ajuns până aici să se uite cine vrea, cine nu vrea să se dezaboneze, să-mi dați și dislike, chiar îl rog. Nimeni nu-ți mai dă o șansă acum, nimeni nu mai stă să te cunoască, nimeni nu mai vrea să... Chiar că... Bă, cine ai fi tu? Dar nimeni nu-ți mai dă o șansă să te cunoști așa cu el ca lumea, pentru că... Na, facem... Bă, noi ăștia mari facem așa, bă, ia mici, lasă-i acolo. Și suntem o gloată și o gloată, una mai mare și aia mai mică. Cam ăsta a fost tot episodul. S-ar putea să se împartă în două părți. Acest videoclip să fie o parte despre părerea mea despre YouTube. Să fie despre părerea mea despre YouTube-ul din ziua de azi. Și s-ar putea să mai vină o parte cu părerea mea despre YouTuberii din ziua de azi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne revedem cu bine data viitoare. Aveți grijă de voi, servus!